Regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu a declanșat procedurile de reziliere a contractului de concesiune încheiat cu firma Blue Aero, cu acționar unic Blue Air, în vederea modernizării aerogării Băcăoane. Rezilierea va fi realizată pe cale amiabilă, concesionarul neputându-și îndeplini obligațiile contractuale, respectiv realizarea de lucrări de reabilitare și modernizare a aeroportului din Bacău, în valoare de circa 40 de milioane de lei până la data de 27 septembrie 2013. Până la această dată, 10 septembrie 2013, doar platforma din cele 18 obiective asumate prin contractul de modernizare a fost realizată de către firma Blue Aero. Valoarea lucrării se ridică la circa 2.737.000 de euro. Suntem în procedurile de reziliere. Reprezentând decizii Consiliului de Administrație Regia Autonomă, notificare de reziliere către ei, către concesionar și societatea de concesiune, sper că. Din datele pe care le avem informale, va fi o reziliere amiabilă, întrucât reprezentanții din Consiliul de Administrație al concesionarului Blue Air n-au mai găsit nicio soluție, să spunem, de salvarea contractului de concesiune și atunci, neavând ceva concret, nu prea aveau bază să spună că rezilierea nu va fi amiabilă. Până la data de 1 octombrie, reprezentanții Regiei Autonome speră să fie reziliat și transferul bunurilor și a personalului de la fostul concesionar la Regie. Ulterior, procedura de stabilire a unei comisii cu reprezentanți din aparținând ambelor părți contractuale pentru a face transferul, pe care estimăm sau cel puțin ne dorim să-l facem până la 1 octombrie. Reprezentăm personal și toate bunurile care au aparținut regiei și care au fost date pe bază de proces verbal la începutul contractului de concesiune. Trebuie să facem acest transfer pentru că ne apropiem de iarnă, pentru că trecem la programul de iarnă, pentru că trebuie să facem negocierea noi din poziția regiei autonomii cu ceilalți operatori aerieni. În ceea ce privește evaluarea contractului de concesiune și a lucrărilor de modernizare executate de concesionar, acestea vor fi evaluate după efectuarea transferului de bunuri și personal de la firma de concesiune către Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu, respectiv după 1 octombrie 2013. Motivul pentru care s-a ales ca evaluarea să se realizeze ulterior încheierii transferului a fost acela al pregătirilor pentru perioada de iarnă pe care regia trebuie să le facă și care ar fi fost întârziate de o evaluare anterioară transferului, declară directorul Regiei Autonome Aeroportul Internațional Bacău. Toată această activitate funcțională, cum o numim noi, incluzând și furnizorii de servicii după aeroport și operatorii aerieni și aprovizionarea pentru iarnă, toate chestiunile astea n-ar trebui să fie ținute pe loc de evaluare economică, care evaluare parcurge alți pași. Trebuie stabilit un evaluator, trebuie luat documente financiare, tot ceea ce s-a investit și făcut o analiză corectă. Vom reveni cu informații privind situația operatorilor aerieni care vor putea opera de pe aeroportul din Bacău după data de 1 octombrie 2013 în jurnalele 1TV următoare.